Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit ca de fiecare dată în direct aici la Casa Guvernului, unde vorbim în spirit de transparență despre cele mai importante subiecte discutate de către Cabinetul de Ministri, agenda Cabinetului de Ministri și alte subiecte care au fost abordate sunt de interes public pentru toată lumea. Astăzi, 2 octombrie, este cea de-a 73-a ediție acestei conferințe de presă pe care o organizăm în direct pe toate platformele guvernamentale. Voi avea anunțuri de interes public și răspunde la întrebările presei în cazul în care sunt. Voi face o sinteză a celor mai importante hotărâri de guvern aprobate de către cabinetul condus de premierul Dorin Recean, agenda publică a cabinetului de ministri și, desigur, că combatere de falsuri care pot apărea în spațiu public pe diverse subiecte. Vreau să reamintesc tuturor celor care ne urmăresc sau vor vedea reluarea acestui briefing de presă este că puteți vedea actualizările guvernului atât pe pagina gov.md cât și pe platformele noastre de Facebook, de Telegram. Pe prima sursă actualizăm în regim de permanență toate detaliile conexe informațiilor pe dimensiunea guvernamentală. Astăzi, în ședința Cabinetului de Ministri, am avut mai multe subiecte, printre altele, 14 puncte pe ordine de zi, 2 proiecte de lege, 9 proiecte de hotărâri de guvern și dispoziția ale guvernului și un punct privind resursele umane cu 5 acte de numire. Cum tradițional deja v-am obișnuit, vreau să mă refer și la faptul sau temele pe care le-a menționat premierul Dorin Recean în cadrul debutului ședinței de guvern. Premierul a nuanțat că este o perioadă de campanie electorală și vedem mai multe persoane care produc minciuni și falsuri. Nemijlocit prim-ministru a menționat că există întotdeauna limita decenței când vine vorba despre această perioadă și a insistat că în cadrul campaniei electorale discuțiile trebuie să fie despre Republica Moldova și cum împreună ca societate putem să construim o Moldovă prosperă. Și premierul a menționat că dacă persoanele care se ocupă cu minciuni și falsuri nu au un plan despre cum pot dezvolta Republica Moldova, atunci să nu umple spațiul informațional cu minciuni sau videouri false. Pentru că asta nu ajută și pentru că moldovenii de altfel sunt un popor deștept, inteligent, care poate să facă diferența între grâu și neghină și de fapt toate aceste ilegalități care sunt comise vor fi acționate în judecată și a fost menționat cazul recent care vizează un membru din cabinet nemijlocit, ministrul Dumitru Alaiba. Totodată, pentru utilitate publică și în interes public, am pregătit unele sfaturi utile pentru a identifica și a cunoaște atunci când unele conținuturi video sunt false sau prezintă conținut care poate fi falsificat. Deci videoclipurile false, montate sau chiar deepfake-uri, un nou termen care cumva a intrat în uz public, devin din ce în ce mai avansate, dar le putem detecta atunci când urmărim cu detalii sau detaliile unor conținuturi media care sunt promovate în spațiu public. Câteva aspecte la care să atragem atenția. Numărul 1, detalii vizuale, trebuie să observăm expresiile faciale, sunt naturale, nu sunt naturale, să urmărim mișcările nemijlocite faciale ale protagoniștilor acestor videouri care sunt distribuite, se potrivesc sau nu se potrivesc, în cazul în care nu se potrivesc, probabilitatea că sunt montate sau sunt deepfake sunt mai înalte. Și cel mai important, sunetul, dacă vocea este robotizată sau dacă vocea ar aparține persoane care este vizată sau nu, dacă este clară și naturală. Dar cel mai important, doamnelor și domnilor, este desigur că sursa. De unde provine videoclipul? Dacă a fost lansat pe o platformă, de exemplu, anonimă, necunoscută, sau a fost plasat pe sponsorizare de pe o platformă care anterior nu a fost urmărită de către dumneavoastră, este desigur că un semn de întrebare pe care trebuie să vi-l adresați de fiecare dată. Este sursa sigură? Este contul cunoscut de pe care urmăriți acest video? Deci trebuie toate aceste detalii să le luați în considerare. Și cel mai important este gândirea critică. Vom fi mai puternici ca societate atunci când vom examina critic informațiile care sunt în spațiu public, să nu credem ceea ce vedem online, să verificăm informațiile din surse de încredere și desigur că să analizăm dacă situația din videoclip este plauzibilă, adevărată sau nu. Anterior și Poliția Națională a alertat populația despre acele videoclipuri false sau escrocherii care au fost promovate prin intermediul unor clipuri de acest gen. Deci nu doar politicienii sunt vizați, sunt vizați și agenți economici, sunt vizați și personalități publice. Prin urmare, ce putem face ca să ne protejăm ca societate este să fim foarte atenți la informațiile pe care le consumăm
consumăm și să urmărim conturile pe care le citim sau pe care putem iată să preluăm informațiile publice. Și tot aici vreau să fac o remarcă importantă în comunicarea pe care am avut-o cu comunitatea de presă. În ultimele 2 săptămâni au apărut scrisori false care se dau drept oficiale pe dimensiunea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației, Ministerului Energiei, Ministerului Mediului. Aceste scrisori, făcătură, nu transformă, desigur, că orice hârtie într-un document serios, oricât nu s-ar strădui alții, dar facem un apel public către cetățeni, către funcționari de la nivel de APL-uri, de la nivel de APC-uri, adică cei care lucrează în ministere, agenții sau cei care lucrează în primării sau consilii raionale, să verifice cu atenție sursa sau proveniența acestor informații. Știm că este sau suntem cumva tentați să deschidem unele documente sau atașamente care sunt expediate, dar atenție, nu orice poștaș digital aduce și vești adevărate. Și în cazul de față trebuie să fim foarte precauți la informațiile pe care le recepționăm inclusiv în spațiul digital. Să fim vigilenți, să nu cădem în plasa scrisorilor misterioase sau scrisorilor pierdute. Toate informațiile oficiale, atenție, sunt plasate pe platformele Guvernului Republicii Moldova, pe paginile oficiale, respectiv aceste scrisori care ar putea să circule în spațiu public, nu au decât un singur scop, să creeze confuzie în rândul populației și pentru a evita acest lucru este să ignorăm, mai bine să întrebați, să precizați, să verificați dacă o știre care pare incredibilă sau o știre care pare nu știu, din domeniul fantasticului, să o verificați dacă este adevărată sau nu. Acestea fiind spuse, vreau să trec la următorul subiect. Suntem în campanie electorală și un lucru de utilitate publică care vizează pe fiecare cetățean, pentru că votul fiecăruia contează, este faptul că alegătorii sunt îndemnați să verifice informațiile și corectitudinea întocmirii listelor electorale, accesând o platformă a Comisiei Electorale Centrale creată în acest sens. Este vorba despre verifică.cec.md, platforma oficială lansată, și fiecare cetățean este îndemnat să verifice corectitudinea datelor incluse în listele electorale, accesând această platformă, repet încă o dată, verifică.cec.md. Verificarea se poate face începând cu ziua de ieri, adică 1 octombrie, și durează, atenție, doar 30 de secunde. Și explic pe pași. Pasul numărul 1, deschidem site-ul verifică.cec.md. Pasul numărul 2, introducem codul de identificare personal pe care îl are fiecare cetățean, constituit din 13 cifre. Pentru asta putem să avem la dispoziție ori buletinul de identitate în format fizic sau aplicația mobilă Evo, unde este specificat documentul electronic al cetățeanului și este acest cod personal. Și pasul numărul 3, verificăm datele care se afișează pe ecran referitoare la locația secției de votare, adresa secției de votare și numărul secției de votare la care suntem arondați. Atenție, verificând în următoarele săptămâni din timp, contribuim la acuratețea procesului electoral. Deci putem să diminuăm din aceste conversații că, uite, în listă puteau să fie persoane improprii sau persoane care, de exemplu, au decedat sau, de exemplu, persoane care sunt peste hotare și se regăsesc în continuare pe listă. Deci pe această platformă alegătorii pot afla la ce secție de votare sunt arondați, adică înscriși pentru alegerile din 20 octombrie și pentru referendumul constituțional din aceeași zi. În cazul în care, atenție, datele sunt greșite, se poate solicita corectarea acestor date direct la biroul electoral cu cel puțin 7 zile înainte de alegeri. Deci, atenție, cu 7 zile înainte de alegeri, fiecare cetățean are dreptul să verifice aceste date. Aceste modificări sunt verificate și procesate rapid. Am verificat eu personal, chiar înainte de acest briefing, această procedură și am aflat locația secției de votare în sectorul Buican, unde urmează să-mi exerce dreptul de cetățean și să particip la alegeri și la referendumul constituțional, deci este ușor în utilizare. Recomandăm tuturor să utilizeze acest mecanism. Amintim că și listele secțiilor de votare deschise peste hotare pentru referendumul constituțional și alegerile prezidențiale din 20 octombrie a fost publicat de către Ministerul Afacerilor Externe și inclusiv este disponibil pe platforma ambasadelor și consulatelor moldovenești peste hotare. Respectiv, toți conaționalii sunt invitați să consulte aceste platforme dacă aveți
aveți membri ai familiei care sunt peste hotare, puteți să le transmiteți mesajul ca să verifice exact care este adresa și să planifice să-și noteze cu roșu un calendar data de 20 octombrie pentru a participa la acest scrutin. Continuăm și cu alte noutăți de pe platforma guvernamentală. Am deosebită plăcere să anunț mai departe programul de stagii plătite în serviciul public, ediția a doua. Guvernul dă start unui nou program de stagii plătite în serviciul public. De această dată, executivul pune la dispoziție 93 de locuri care vor fi disponibile în cadrul a 27 de autorități publice centrale. Pentru înscrieri, studenții sau persoanele interesate vor completa un formular pe pagina stagii.gov.md, iar după evaluarea dosarelor vor fi invitați la un scurt interviu. Atenție, câștigătorii vor încheia contractul de stagii cu instituția gazdă și vor fi remunerați proporțional orelor desfășurate în programul de stagiere. De asemenea, pe parcursul perioadei de stagiere, tinerii vor primi acea bursă în lunară de 3.000 de lei, iar cei care vor excela vor putea fi angajați direct în cadrul acestor instituții publice unde vor participa, fără concurs de angajare, în condițiile legii. Data limită de înregistrare este 15 octombrie, deci aveți la dispoziție 13 zile pentru înregistrare la programul stagii.gov.md. Invităm toți tinerii să aplice la programul de stagiere al Guvernului și să facă parte din echipa care construiește Moldova Europeană prin intermediul unei echipe de funcționari profesioniste, integre și motivate să-și aducă contribuția la proiectul de țară. Tot la capitolul angajări, anunțăm de pe această platformă că organizăm un târg de cariere la guvern. Dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă sau vă propuneți să participați la programul de stagii plătite pe care l-am anunțat mai devreme, vă invităm joi, 10 octombrie, la târgul de cariere organizat de guvern. La eveniment vor participa reprezentanți ai peste 34 de instituții care vor prezenta funcțiile publice de conducere și de execuție din diverse domenii de activitate profesională a Guvernului. Târgul de cariere se va desfășura între orele 10 și 16 în holul casei Guvernului, intrarea centrală, iar atenție, toate funcțiile vacante care există la executiv le găsiți pe platforma cariere.gov.md, o platformă iarăși ușor de navigat, unde se descrie scopul fiecarei funcții, salariul acesteia, dar și sarcinile, condițiile de participare și modalitatea de depunere a dosarului de concurs. Vă așteptăm să faceți parte din echipa care pune umărul la proiectul de țară și construiește Moldova Europeană. Tot pe platforma guvernamentală vreau să anunț opinia publică despre faptul că voucherele pentru electrocasnice sunt un program destul de solicitat și mai multe persoane doresc să participe în cadrul acestuia și anunțăm pe această cale un nou program prin intermediul căruia cetățenii pot primi aceste vouchere. Cetățenii vor primi certificate de până la 7.000 de lei care vor putea fi utilizate pentru procurarea electrocasnicelor eficient energetic, cum ar fi frigidere sau, de exemplu, mașini de spălat. Important este ca pentru a procura un aparat electrocasnic, beneficiarii vor trebui să ofere în schimb un echipament vechi de același tip care nu este obligatoriu să fie și funcțional pentru a asigura reciclarea acestor utilaje. Voucherele vor fi distribuite astfel încât să includă o gamă variată de gospodării vulnerabile. Persoanele eligibile vor fi anunțate în următoarea perioadă prin SMS că fac parte din lista beneficiarilor. În acest mod, guvernul asigură sprijin pentru familii cu copii, pensionari, persoane cu nevoi speciale, precum și alte categorii de persoane vulnerabile energetic. Ne dorim ca în urma acestui program guvernamental facturile celor care beneficiază de acest program să scadă, iar oamenii să aibă un nivel mai ridicat de confort în casele lor. Ediția din acest an va dura până pe data de 20 noiembrie. Pentru program sunt prevăzuți circa 54 de milioane de lei, bani din bugetul de stat. Totodată în acest weekend, toți oaspeții capitalei, dar și locuitorii municipiului Chișinău sunt invitați să se alăture evenimentului tradițional Ziua Vinului, care va fi celebrat și în acest weekend, din luna octombrie, pe data de 5 și 6 octombrie. Vizitatorii sunt așteptați în ambele zile, începând cu ora 11, la cea de-a 23-a ediție a Zilei Vinului. Ediția din acest an se va desfășura sub noul slogan, care se numește Vinul nostru uimitor de
de bun, care sublinează încă o dată evoluția continuă a industriei, tradițiile milenare în vinificație pe acest teritoriu și, desigur, că inovația. Formatul evenimentului a fost îmbunătățit pentru a oferi fiecărui participant ocazia de a se bucura de plin de diversitatea și calitatea vinurilor alături de cei mai apreciați vinificatori din țară. În acest an, atenție, peste 90 de vinificatori vă vor aștepta cu noutăți, ediții limitate, dar și vinuri îndrăgite cu reduceri pe măsură. De asemenea, în Piața Mare Adunării Naționale va fi organizată o școală a vinului și masterclass-uri ghidate de somelieri certificați. Vizitatorii vor putea discuta direct cu producătorii și afla poveștile de afaceri ale acestora. Vreau pe această cale să reamintesc că în ultimii ani exporturile de vin, de exemplu în Uniunea Europeană, au crescut impresionant, ajungând la cifra de 70%. Adică, practic, 3 din 4 sticle de vin produse în Republica Moldova pleacă în spațiul comunitar european. Acest trend ascendent nu este doar un simbol al calității vinurilor noastre, ci este un semn clar că industria a sporit calitatea și este dedicată procesului de integrare europeană, iar piața europeană este una predictibilă, clară și oferă locuri de muncă și beneficii și face pe vinificatorii noștri mai bogați și posibilitatea să investească în industria vitivinicolă. Ne mândrim că vinul este și el ambasadorul țării noastre peste hotare și prin munca vinificatorilor noștri contribuim la recunoașterea internațională a țării. Continuăm să fim dedicați promovării vinului Moldovei, o legendă vie. Evenimentul din Piața Mare Adunării Naționale este organizat de Oficiul Național Vii și Vinului cu sprijinul strategic tradițional al USAID Moldova și Ukraine Moldova American Enterprise Fund, dar și partenerii acestui eveniment sunt de fiecare dată Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Culturii al Republicii Moldova. Vă așteptăm pe toți cei care doresc să sărbătorească vinul Moldovei în Piața Mare Adunării Naționale pe 5 și 6 octombrie. Acestea fiind spuse, vreau mai departe să trec peste cele mai importante hotărâri de guvern. Astăzi am selectat 3 pentru domniile voastre. În primul rând, guvernul a aprobat planul de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2024-2025, care va asigura securitatea energetică a țării. Pe această cale vreau să menționez că menținerea stocurilor de securitate a gazelor naturale, diversificarea surselor de aprovizionare și utilizarea combustibililor alternativi sunt câteva din măsurile prevăzute în acest plan, pe care îl puteți găsi și online, care a fost aprobat astăzi în cadrul ședinței executivului. Documentul stabilește măsurile necesare pentru asigurarea securității energetice, inclusiv ia în considerare riscurile legate de întreruperea aprovizionării de gaze din partea companiei rusești Gazprom. Pe lângă crearea și menținerea stocurilor de gaze naturale, este prevăzută majorarea capacității comerciale la granița România-Republica Moldova. Totodată sunt asigurate stocuri de pecure, cărbune, combustibil alternativ. Generatoare electrice din instituțiile publice vor fi verificate și ele, iar cele care nu dispun de astfel de echipamente vor fi dotate în următoarea perioadă. De asemenea, va fi promovat și utilizarea biomasei și surselor de energie regenerabilă și va fi, desigur, că accelerată implementarea programelor de eficientizare a consumului de energie. În ședința de astăzi a fost instituită și o comisie guvernamentală de coordonare a măsurilor menționate, care va monitoriza implementarea și va interveni rapid în cazul unei crize. Aceasta va colabora cu toți actorii relevanți din sectorul energetic pentru a asigura continuitatea livrărilor de gaze naturale și energie pe ambele maluri ale Nistrului. În Republica Moldova, consumatorii finali de gaze naturale sunt peste 823.000, iar de energie electrică peste 1.322.000. Sunt datele statistice furnizate de guvern. Totodată, un alt proiect care a fost aprobat în ședința de guvern vizează crearea unui mediu online mai sigur pentru copiii din Republica Moldova. Copiii din țara noastră vor avea acces la un mediu online sigur și sănătos. Cabinetul de ministri a aprobat un plan de acțiuni menit să asigure protecția copiilor de riscurile utilizării internetului. Programul va include extinderea rețelei de parteneriate a serviciului de raportare a materialelor care sunt tot cu abuzuri în raport cu copii. În același timp vor fi desfășurate campanii de informare despre riscurile online la care vor
fi expuși minorii, dar și de promovarea serviciilor de raportare a cazurilor de violență în mediul online. De asemenea, în cadrul instituțiilor de învățământ general va fi monitorizată implementarea standardelor pentru protecția și siguranța online a elevilor. Toate aceste acțiuni vor asigura minimizarea expunerii minorilor la riscurile din mediul online, creșterea responsabilității utilizării internetului, dar și desfășurarea activităților de educație și conștientizare pentru a informa atât copiii cât și adulții despre siguranța online. În luna februarie, Republica Moldova marchează Ziua Siguranței pe Internet, aspect care va fortifica măsurile care sunt luate de către autorități. Totodată, o altă decizie, cea de-a treia, pe care am selectat-o din sinteza de astăzi, vizează simplificarea procedurii de acordare a concediului suplimentar pentru persoanele afectate de catastrofa de la Cernobâl. Cu alte cuvinte, persoanele care au suferit de pe urma acestei odioase catastrofe vor putea beneficia mai simplu de concediul suplimentar. Printr-o hotărâre în acest sens, aprobată astăzi de către Cabinetul de Ministri, a fost eliminată necesitatea de depunere personală a cererii și digitalizarea procedurilor aferente acesteia. Potrivit noilor modificări, este prevăzută acordarea din oficiu a concediului suplimentar de 14 zile calendaristice, în baza informațiilor furnizate de angajator prin sistemul electronic de raportare. Conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, pe parcursul anului trecut, 72 de persoane afectate de catastrofa de la Cernobâl au beneficiat de concediul suplimentar prevăzut de legislația în vigoare. Acestea fiind spuse, vreau să reiau la rubrica mea tradițională. M-am referit astăzi la falsuri în briefingul meu de presă, dar totodată vreau să reiau acele mesaje și recomandările despre care vorbim de fiecare dată la toate cele 73 de conferințe de presă susținute până acum. Verificați informațiile din surse oficiale, nu promovați, nu distribuiți și nu transmiteți mai departe știri, speculații sau orice informație în care nu aveți încredere sau care trezesc semne de întrebare. Verificați-le cu alte persoane, cu apropiații dumneavoastră. Atunci când discutați un subiect, aduceți argumente bazându-vă pe informații verificate, informații pe care le cunoașteți dumneavoastră sau experiențe proprii sau experiențele unor persoane în care aveți încredere. Ajutați autoritățile la identificarea și prevenirea răspândirii știrilor false și este foarte simplu, pe rețele sociale puteți să raportați la respectiva platformă socială știrile false, la radio sau TV, puteți sesizați Consiliul Audiovizualului. Și desigur că, doamnelor și domnilor, urmăriți platformele oficiale ale executivului, ale instituțiilor publice care sunt în serviciul cetățeanului, adică al fiecărei persoane dintre dumneavoastră. Urmăriți Prima Sursă, acolo unde verificăm și rapid facem debunk, adică dezmințim acele falsuri majore care sunt răspândite în societatea noastră. La finalul briefingului vreau să transmit mesaj de apreciere Direcției Comunicare, comunicatorilor din instituțiile publice, colegilor de la Privesc Eu, dar și AirLife, care sunt de fiecare dată cu noi pentru a transmite în direct această transmisiune și acest briefing de presă. Acestea fiind spuse, vreau să reamintesc sloganul nostru, comunicare transparentă în beneficiul cetățeanului, iar noi ne revedem și săptămâna viitoare. La revedere!